Vă salut, dragi prieteni ai televiziunii 6TV. Sunt Ștefan Pușcă și iată că începem o nouă ediție a emisiunii Meditația Săptămânii. Emisiune care vă invită într-o călătorie în lumea tehnicilor de meditație, însoțită de numeroase exemple și, ce este mai important, vă invită să medităm împreună. Vom face acest lucru prin intermediul meditațiilor ghidate care vor fi prezente în fiecare emisiune. Meditații pe care vă propun să le faceți împreună cu noi. Le puteți repeta apoi, în orice zi, la orice oră, fiindcă le veți găsi pe playlistul emisiunii Meditația Săptămânii de pe site-ul dialoguri.info. Astăzi vreau să vă citesc în continuare fragmente din cartea pe care o scriu în perioada actuală și care va fi publicată în curând. Este vorba de o poveste a unui maestru numit Can și a discipolilor săi, care se întâlnesc pe parcursul mai multor vieți. Discipolul său, care este cel mai aproape de momentul eliberării din suferință, se cheamă Soren și în ultima sa existență a fost un om cu un suflet foarte bun, dar care nu era capabil să practice meditația. Maestrul Can îl va urma în noua sa existență, într-o țară din nordul Europei, având o singură posibilitate de a-l instrui și a-i transmite tot ceea ce trebuie să afle, și anume să-i apară în vis. În carte și în poveste veți afla cum a fost instruit Soren să învețe arta meditației, ce dificultăți a avut el, cum le-a depășit și care a fost secretul venerabilului Can prin care a reușit să-l facă să aibă succes. Pe de altă parte, povestea este un manual de meditație în care încerc să spun mai mult decât se poate spune în mod obișnuit într-un curs de meditație. Valențele de exprimare ale unei povești sunt aproape infinite și am ales să le folosesc în povestea maestrului Can și a discipolului său Soren. În emisiunea de sâmbătă trecută, de săptămâna trecută, am citit capitolele 6 și 7 din poveste. Dacă doriți, puteți citi celelalte capitole pe site-ul poveștii secretulmaestrului.eu. Astăzi voi citi capitolele 8 și 9. Capitolul 8. Lumina interioară. Se împliniră 3 luni de când avea probleme mari cu somnul. Nu putea să doarmă decât foarte puțin timp în fiecare noapte și avea mereu același coșmar. Era atacat, jefuit și apoi aruncat într-o groapă foarte adâncă în care se întâlnea cu tot felul de fantome din lumea de dincolo. De fiecare dată, ele îi spuneau într-o formă sau alta că este incapabil să reușească în viață. Prezența acestor chipuri hidoase în vecinătatea sa îi crea stări rele și de fiecare dată se trezea tremurând cu un gust amar în gură. Nici nu se mai putea pune problema să continue școala, fiindcă datorită nivelului imens de stres și a atacurilor de panică, din ce în ce mai dese pe care le avea, nu mai era capabil să se concentreze în niciun fel. Singura alinare pe care o avea, efemeră însă, era în jocurile pe calculator, care îl ajutau să adoarmă mai ușor, undeva către dimineață. Părinții săi erau foarte îngrijorați de ceea ce se petrecea cu el, mai ales că refuzase cu îndârjire psihoterapia pe care ar fi trebuit să o facă având în vedere situația. Într-o noapte se petrecu însă ceva care avea să-i schimbe cu adevărat cursul vieții. În visul său apăru o persoană nouă. Stând ca de obicei câteva ore la un joc de calculator, Soren a dormit cu capul pe biroul din camera sa. Alunecând ușor în somn, a avut senzația că merge înainte pe coridorul pe care mergea personajul său din joc și că apoi iese în stradă. Se afla în fața universității sale și trebuia să meargă acasă. Avea sentimentul că urmează ceva rău și cunoscut în același timp. Începu să simtă o senzație nouă. Îi era frig. Și luminile de pe stradă pâlpâiră de câteva ori, apoi se stinseră. Se făcu întuneric. A avut senzația că ar trebui să se întoarcă din drum, dar ceva familiar îl făcu să continue să meargă înainte. Era ca și cum ar simți o prezență familiară care îi dădea siguranță. Din spatele său răsăriră două siluete care se apropiau fără zgomot, iar în întunericul din fața sa apărură încă 3 persoane.
Intențiile lor nu păreau bune deloc. Pe Soren îl apucă o senzație de teamă și, ca de obicei, tremuratul din stomac. Unde te grăbești așa? Zise unul din cei care răsăriră în fața sa. Se duce acasă la mama lui, răsună o voce din spate, însoțită de un râs spart, gros. Ce-ar fi să ne lași ceva bani înainte să treci mai departe? Spuse primul interlocutor. Voi nu știți oare că banii nu aduc fericirea? Răsună o voce calmă, dar puțin cinică și parcă cunoscută lui Soren din întuneric. Și apropo, mama lui vă transmite salutări tântălăilor. Vocea era a unui personaj îmbrăcat în negru, care abia se distingea în întunericul des. Ceea ce era ciudat la el însă, era haloul de lumină aurie, la de o palmă, mult mai mare și mai dens în zona inimii a capului și a capului care îl înconjura. Părea că izvorește din inima sa. Bărbatul care se băgase în discuție părea să fie de vârsta a treia, dar vitalitatea sa părea să nu difere cu nimic de cea a unui om tânăr. Lumina care îl înconjura făcea să-i se vadă ochii negri și privirea foarte pătrunzătoare. Irisul său era unul cu totul neobișnuit. Desenul de pe acesta semăna mai degrabă cu o mandala decât cu obișnuitele semne radiale care se pot citi de regulă în ochi. Voi credeți că ăsta este drumul vostru bun și corect în viață? Întrebă pe atacator omul. În atâția ani de viață pe care i-am trăit, mi-am dat seama că toți cei care fac ceea ce faceți voi, fac asta din teamă. Nu vreți mai bine să vă dau banii mei? Continuă el. Eu vă mai pot oferi și altceva în afară de bani. Acesta băga apoi mâinile în buzunarele pantalonilor săi și scoase banii pe care îi avea, apoi îi întinse către ei. Ochii lor sticliră de bucurie și întinsă rămâna să ia banii. Era o sumă mult mai mare de bani decât avea Soren în buzunar. Luară banii și plecară, fără să mai spună un cuvânt. A fost șansa lor. Ei au irosit-o, spuse bătrânul. Păcat, i-ar fi scutit de multă suferință, continuă acesta. Ți-a fost dor de mine, micule Soren? Întrebă el zâmbind. Capitolul 9. Privirea maestrului. Privirea pătrunzătoare a străinului îl sfredelea cu nedisimulată curiozitate pe Soren. Ochii săi parcurgeau fiecare centimetru pătrat al figurii tânărului. Soren nu putea să-și revină din surprindere. Deși era cumva conștient că visa, știa că visul său ar fi trebuit să ia o altă turnură, una mult mai rea. Lucru care fusese întrerupt de apariția străinului. Colac peste pupăză, acesta din urmă îi părea foarte cunoscut, dar nu știa totuși de unde să-l ia. Și mai ciudat, în ochii străinului deslușise acel desen simetric pe toată întinderea irisului, care părea mai degrabă tridimensional. În momentul în care privirea străinului o întâlni pe a sa, a avut senzația că aerul din jurul său deveni dintr-o dată curat și micile încordări pe care le simțea în tot corpul dispărură fără urmă. Era ca și cum, dintr-o dată, se simțea el însuși, fără niciun fel de stres, ca și cum toate posibilitățile din lume ar fi fost ale sale. Dacă privirea stăruia mai mult asupra sa, și atunci începea să simtă o senzație de plutire și o neobișnuită libertate a spiritului. Numele meu este K, spuse bătrânul întinzându-i mâna. De unde știi cum mă cheamă? Răspunse Soren total nepoliticos. Să nu-ți fie teamă de mine. Am fost coleg și prieten cu bunicul tău, iar pe tine te știu de când erai mic. Tu nu-ți mai aduci aminte de mine, fiindcă ultima dată când ne-am văzut aveai cam 4 ani și te plimbai cu bunicii tăi prin parc, îl minți bătrânul. Nu te-ai schimbat prea mult de când erai mic, continuă acesta.
Soren, crezând ceea ce i se spuse, se calmă și întinse mâna. Ca avea o mână osoasă, dar cu un aspect care exprima foarte multă forță, așa cum era toată făptura sa. Strângerea calmă, dar fermă a mâinilor, a avut darul de a liniști și mai mult pe Soren. A avut totodată și vaga senzație că au făcut un schimb ca de fluide, cel al bătrânului fiind însă mult mai curat decât al său. Acum senzația de aer curat pe care o avusese mai devreme era și mai puternică și început să izvorască și din interiorul său, parcă din inimă. Tânărul a avut impulsul să-l cerceteze mai în amănunt pe străin. În momentul în care încerca să-l privească cu mai mare atenție, observă cum acesta dispăru, iar în locul său rămase lumina galben-aurie care îl înconjura, lumină care deveni din ce în ce mai intensă. Soren încercă să deschidă ochii mai mult și senzația de lumină puternică se transformă într-una de durere. Razele soarelui, care pătrundeau printre cele două draperii ale geamului de la camera sa, îi băteau în ochi. Tânărul se trezise. Acestea au fost capitolele 8 și 9 din Secretul Maestrului, iar acum vă propun ca în partea a doua a emisiunii să facem lucrul cel mai folositor pentru noi, și anume să medităm împreună. Pentru astăzi vă propun o meditație foarte frumoasă pe care am luat-o de pe site-ul inteligentacorpului.wordpress.com. Mulțumesc pe această cale Monei Ardeleanu pentru permisiunea de a prelua textul acestei meditații. Ea se cheamă Copacul interior și este o meditație care ne ajută să ne eliminăm blocajele de la nivel fizic și mental. Este o meditație care poate fi practicată mai bine în aer liber, stând în picioare, cu spatele drept. Iată cum începe ea. Relaxați umerii și diafragma. Expirați adânc, eliminați tot aerul din plămâni și inspirați normal. Respirați astfel de 10 ori. Vom începe acum. Pe ultima expirație, coborâm adânc în hara, în zona abdomenului inferior, cam la 3-4 cm sub ombilic. Vom vizualiza sămânța unui copac în hara și ne alegem un copac care considerăm că ne reprezintă. Acum, permitem acestei semințe să se dezvolte. Vizualizăm cum rădăcinile sale coboară prin picioare, prin tălpi și se înfig adânc în pământ, absorbind apoi seva pământului. Vizualizăm acum tulpina copacului
cum începe să crească din zona lui Hara. Vizualizăm crengile copacului și frunzele lui, cum încep să crească prin tot corpul. Permitem acestui copac să se dezvolte. Începem să ne deschidem și să eliminăm toate blocajele care ar putea să oprească această creștere. Copacul interior continuă să crească. Rădăcinile sale se înfig tot mai adânc în pământ. Ramurile depășesc granițele corpului nostru fizic. Se deschid către soare. Oriunde sezizăm blocaje în corp care ar putea opri această creștere, le deblocăm și dăm voie copacului interior să crească tot mai mult. Simțim echilibrul între cer și pământ și devenim una cu copacul, care se dezvoltă armonios. Suntem una cu ființa interioară, care acum se manifestă plenar în corpul nostru. Revenim încet, mișcăm degetele de la mâini și de la picioare, frecăm palmele între ele. Putem să practicăm această meditație ori de câte ori simțim că apar blocaje în corpul nostru sau că suntem închiși în fața vieții. Acum vom continua cu o meditație care se cheamă oprirea gândurilor. Ea se poate face în orice moment al zilei, fără a avea un spațiu dedicat sau mai mult timp la dispoziție. Este vorba despre un exercițiu care ne ajută să ne oprim șirul judecăților minții asupra lumii. Iată cum se face ea. Ne imaginăm că suntem într-un glob de cristal transparent. Fiecare gând generează un ecran de fum în jurul nostru și nu mai putem privi cu claritate lumea din afara globului de cristal. Pe măsură ce golim mintea de gânduri, fumul din jurul nostru dispare și putem vedea din ce în ce mai bine ce este în fața noastră și nu o imagine neclară sau deformată a lumii exterioare. Ori de câte ori ne simțim încărcați de gânduri și nu reușim să oprim curgerea lor, putem să exersăm această meditație. Vă mulțumesc frumos! Meditația noastră de astăzi a luat sfârșit și mulțumesc frumos Monei Ardeleanu și site-ul inteligențacorpului.wordpress.com pentru aceste frumoase meditații.